Salonul de piane a fost joi seară gaza unei meditații rar întâlnite în Bacău. Mai precis, e vorba de un mini curs de Vipassana, o meditație străvechere descoperită de Buddha, care înseamnă a vedea lucrurile așa cum sunt ele în realitate și cum nu ne închipuim că sunt sau cum am vrea să fie. În fața zecilor de băcăuani strânși a ieșit Sega, pe numele adevărat Octavian Segărceanu, un autor care a gustat acest concept pentru prima oară în Nepal. Cea mai cumplită dintre închisori e închisoarea minții. Și din păcate, puțini oameni își dau seama de lucrul ăsta. Iar cei care își dau seama traversează momente de disperare extremă. De aceea e benefic un astfel de curs. Sega s-a născut în 1971 la Brașov. Prima carte a publicat-o în 1990, chiar dacă era pasionat de scris încă din copilărie. După ce a absolvit Facultatea de Matematică din cadrul Universității din București, s-a angajat copywriter în publicitate, unde a rămas 7 ani. S-a reorientat spre regia de reclame, însă 5 ani mai târziu pleacă pe muntele Athos în căutarea ceea ce nu găsește în el însuși, după ce își dă seama că îi scapă regia propriei vieți. Bombardat de o sumedenie de întrebări, Sega pornește spre India pe 11 iunie 2008 să afle propriul adevăr. De un an, pașii îl poartă de la Osho din Pune până la locul nașterii lui Buddha, în Nepal, în nordul tibetan al Indiei și până în sudul ei. Cred că din ce în ce mai mulți ne dăm seama că suntem prizonierii unei complexelor noastre, minților noastre, conceptelor noastre, prejudecăților noastre. Nu că n-am mai fost până acum, nu că generațiile dinaintea noastră n-au fost. Noi începem să ne dăm seama că așa stau lucrurile. Și trebuie să gestionăm cum se cuvine moștenirea pe care am primit-o. Volumul de debut, Namaste, este un roman de aventuri spirituale în India, care surprinde prima parte a fascinantei călătorii de la capătul pământului, continuată de cel de-al doilea, Namaste, volumul 2, un roman de aventuri spirituale în Nepal. Sper să capete încredere și să meargă, să urmeze un astfel de curs, cum am spus, într-un centru specializat.